Primarul sectorului 3, Robert Negoiță, îi cere demisia lui Nicu Șordan după incendiul din parcul Iore. Edilul a răbuvnit pe rețelele sociale după ce aproape 4.000 de metri de vegetație s-au făcut scrum. Haideți să vedem împreună acest mesaj transmis primarului general, Nicu Șordan. Suntem în parcul Iore, da, în parcul Iore. Uitați cum arată, ars iar. Evident că dau foc ticăloși aici. Evident că vor să distrugă vegetația, să ne spună că, vezi, Doamne, nu e spațiu verde aici. N-au fost copaci, uitați cum i-a pârjolit. Vreau să profit de ocazie să fac un apel către primarul general, domnul Nicu Șordan. Stimate domn, ați promis că luptați pentru cetățeni. Ați venit aici la fața locului și ați spus că 6 săptămâni o să faceți analiză. Cu ce vă putem ajuta? Vă stau la dispoziție să facem o întâlnire. Haideți să ne întâlnim să găsim soluții pentru această zonă de București, această bucată atât de importantă. Era un plămân al orașului și acum este distrus în halul ăsta. Domnul Nicu Șordan, lăsați prietenia cu ticăloșii. Ce căutați acolo dacă n-aveți curaj? Plecați de acolo, când azi? Ori vă faceți treaba, ori reprezentați acest oraș așa cum ar trebui. Ori plecați acasă. Lăsați pe altcineva care poate să facă această treabă. Dumnezeu să-i dea... Ce să-i dea? Bune intenții primarului general.